Salut! Am zis să vă bag și pe voi în problemele mele, că poate, cine știe, mi-ați fi și voi de folos vreodată. Ce se întâmplă? Nu sunt disperat sau speriat, sau nu, mătușa mea nu e disperată, speriată de tornade, dar ne-am apucat să facem curățenii prin curte pe aici. Pentru că vecinii au dublat gardul, se vede? E un gard și au venit aia din spate și au mai pus încă unul cu țevi, cu au grate la geamă, nu știu ce casă e asta, mă rog. Și pun în gardul ăsta, au tăiat și niște viță de vii și s-au uscat și am tăiat tot, mă rog, niște nenorociți, n-are sens. Și curățând vița de vie, mi-am dat seama că copacul ăsta din față, copacul ăsta care îl vedeți până sus, ăsta, e uscat. Deci el are frunzi, deci e așa, are frunzi numai acolo și de aici în sus, până sus, e uscat tot, frunzile uscate tot. Trebuie date jos. Trebuie tăiat. Nu pot să fac asta singur și am făcut-o încercând vița de vie agățătoare. Băi, și s-a agățat pe copac. Deci vița de vie s-a agățat pe copac în sus. Ia, să vedeți o fază. De exemplu, bucata asta. Asta e viță de vie, groasă, agățătoare, care e agățată până sus de copac. Și dacă trag de ea, vreau să o trag, să o dau jos, mișc tot copacul, frate, ești nebun. Deci se mișcă tot copacul. Deci e uscătură. Nu și-au dat seama că e uscat, pentru că vița de vie avea frunzi verzi, știi? Acum tăind vița de vie, au rămas, s-au uscat frunzile, cum ar veni, și ne-am dat seama că tot copacul e uscat. Deci trebuie tăiat tot. De ce înregistrez? Pentru că am sunat la niște alpiniști utilitari să vină, să vedem, să nu, haideți, domnule, v-am trimis pozii, nu puteți să-mi spuneți un preț, nu, cât să vedem la fața locului. Dar ce e? Zi-mi un minim și un maxim. Între 50 de lei și 2200 de milioane de lei. Nu, că să vedem dacă ne, bine, dacă vreți să. Uitați care e faza, veniți și vedeți, dar eu nu garantez că vă contractez pe voi. Da? Veniți, vedeți, îmi spuneți prețul și eu pot să zic nu, îmi rezerv acest drept. Și nu m-am mai căutat dată. Și nu mi-au mai zis, nu mi-au, hai că venim, nu, n-au mai zis. Ok, bine. Și acum, de ce înregistrez? Cât o fi de greu copacul ăsta? Oare am putea să-l dăm jos în patru oameni? Am vorbit cu, salut Alin, am vorbit cu prietenul Alin și cu vecinul care arată așa copacul. Nu e așa de gros. Hai să vedem cât e de gros. O să comparăm cu mâna mea. Știu, am o mână de super șmecher. De fapt, nu, o să comparăm cu burlan. E cât două burlane de gros. Ăsta e burlanul de apă. Și ăsta e... Atâta e copacul. Bine, el e mâncat tot. Au venit furnicile pe el. E putrezit tot. E putrezit, putregâit. Suna gol. Aici dacă vin cu... Așa, bun. Okay. Și e foarte înalt. Casa ce care are vreo 7 metri, deci are 7 metri de copac. Băi, cât de greu e... Cât de greu e? Adică da, în patru oameni ne-am putea descurca. Cât e de greu? Nu vreau să fac o demonstrație de forță acum, ci vreau să vă arăt o chestie. Am o scară care e foarte lungă. Foarte lungă și foarte grea. Pe care eu pot să o ridic singur. Și dacă suntem patru, nu știu, mă gândesc. Hai să... Nu știu, vreau să pun să se vadă... O secundă. Nu știu cum să pun să mă și vedeți. Adică să mă vedeți cu scara în mână. Ia, oare dacă o pun aici e ok? Gameș. Eu nu fac cut, deci dacă vă plictisiți, dați înainte sau nu stau să editez clipuri. Să... Ok. Scara e asta. Asta e scara, care e două bucăți, doi căpriuri din aia și foarte lungă. Și bineînțeles, e și asta putrezită, că asta e, casa e de la 1930. Numai că, în loc de antrenament, pot să o ridic singur, da? Deci pot să fac din alea, halterii cu scara asta. Pot să o iau de jos, pe toată, cât e ea de lungă. Cu puțin efort. Cu puțin efort. Și am pus-o pe casă. Deci, asta e scara care pleacă de jos până sus, așa, și ăla e copacul. Scara și copacul. Dacă am fi patru oameni, dintre care eu cel mai forță. Dintre care eu cel mai șmecher. Dacă am fi patru oameni, ori am putea să dăm jos să-ți copacul ăsta. Serios, întreb, chiar am nevoie de un sfat. Mă gândeam să fac așa. Să iau o șufă metalică groasă, să leg copacul de asta, știi, ca să aibă un sprijin. Să leg copacul de asta. La etaj este o fereastră. Mă gândeam să-i leg copacul de fereastră, adică cu cineva să stea să-l țină cum ar veni din așa.
și noi să-l tăiem de aici, ori să-l tai de aici, ori să-l tai de jos de la rădăcină și să-l mut, după ce-l tai, să-l mut efectiv, să-l iau, să fim, suntem patru, să-l mutăm jos, mai tai o bucată, îl mai mut, îl mai mut și așa ușor, ușor copacul o să, știi, cam desene animate, cade, mai dau cade. Oare se poate chestia asta? Oare se poate în patru oameni? Trebuie să vină alpiniști utilitari, trebuie să vină cu macarali, cu din aia, scări de pompieri? Poate să-mi spună cineva răspunsul. Puteți să-mi dați informația asta. Ca să... Aseară am tras din copacul ăsta așa. Dar pah, s-au zis... Mamă, și s-au auzeau burlanele pe casă. Deci, efectiv, el o să cadă pe casă. La prima furtună, la primul așa, o să cadă pe casă. El deja crește pe casă, că o crescut, e mort, o crescut pe casă. Mă rog, trebuie tăiat. E un prun, nu, un cireș, este un cireș. Mamă, ce lung, n-am văzut cireș așa înalt. Cred că se ducea spre lumină, știi? Cred că asta era faza. Da. Și mai este o fază. Sau de păsăreli. Eu sunt copac. Sunt din copac, le-am și pozat. Ce dracu fac? După ce tai copacul. Ce se întâmplă cu păsărelile alea? Le auziți? Srânduneli. Mai era un păsăr neagru cu cioc portocaliu, o rândunică, mă rog. Vedeți gardul vecinului? Frate, ce cu ăsta? Serios. Sunt două. Ăsta verde care e acestei case, gard din anii 70. Ăsta e gard făcut din anii 70. E făcut de unchiul meu, nenea Dorin. Frumos, așa cum se făcea înainte, știi? Iar în spate au venit disperați ăștia să-și facă pușcării. Ia, dați așa să... Gratis. Unde suntem aici? În Coreea? În Coreea auzi, în Africa? Autor. Gratis. Mă rog. Bine. Deci, tai copacul. Și dacă ramuri bat în geam, bap, tai copacul. Știți aia, nu? Varianta a lui Eminescu. Varianta scurtă la... Și dacă ramuri bat în geam, bap, tai copacul. Ceea ce chiar bat în geam ramurile. Și stai în copacul. Eminescu. Aia e. Pa.